Să rămânem în picioare pentru a asculta un cuvânt din Sfintele Scripturi, 1 Epistola lui Petru, capitolul 1. Citesc de la versetul 17 la 21, pagina Scripturii 1191. 1 Petru 1, începem cu versetul 17. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte în temerea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi, care prin El sunteți credincioși în Dumnezeu, care L-a înviat din morți și I-a dat slavă, pentru ca credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. Amin. Vă rog să vă reașezați. După aceste cântări binecuvântate, vreau să încep prin a vă spune ceva despre ceea ce se cântă în cer. Scrie în Apocalipsa, la capitolul 4, că de îndată ce Ioan a fost răpit, a auzit că în permanență se dă slavă lui Dumnezeu, scrie în versetul 11, pentru creație, pentru ceea ce El întreține în întreaga creație. Dar, în capitolul 5 este scris în versetul 9 că a apărut o cântare nouă, al cărui subiect a fost cântat și astăzi. Vrednic ești tu să iei cartea, să-i rupe cețele, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău, oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice norod și de orice neam. Și scrie apoi de la versetul 11, m-am uitat și împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii. În jurul bătrânilor am auzit glasul multor îngeri, numărul lor de 10.000 de ori, 10.000 și mii de mii. Ei ziceau cu glas tare, vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și pe toate făpturile care sunt în cer și noi, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri le-am auzit zicând, acelui ce șade pe scaun de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Amin. Asta ca și binecuvântare pentru Domnul, cum universul întreg o face pentru eternitate. Și pentru dumneavoastră vă salut așa cum saluta Apostolul Pavel în toate epistolele care îi poartă numele. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul Iisus Hristos. Amin. Noi în general ne salutăm mai cu pace, dar dacă nu era și harul înainte, n-aveam pace. Așa că har și pace. Dragii mei, în cuvântul care l-am citit, între altele scria, versetul 19, despre sângele scump al lui Hristos. Despre aceasta vreau să vă vorbesc. Ce este sângele în înțeles biblic? Aș vrea să observăm puțin în Vechiul Testament și să vă reamintesc de vremea eliberării evreilor din Egipt. Dumnezeu a zdrobit Egiptul, fiecare zeu în parte, cu fiecare urgie pe rând. Și Dumnezeu putea în forță să elibereze pe evrei, în orice moment. Dar n-a făcut-o în felul acesta, ci prin sângele unui miel jertfit în fiecare casă. Dumnezeu a produs un efect atât în viața evreilor, care au fost echipați de drum, cât și în viața egiptenilor, încât a fost noaptea eliberării. Era un simbol a ceea ce avea să vină, că eliberarea noastră de sub păcat, de sub domnia satanei, nu va realiza Dumnezeu în forță, deși dispune de toată puterea, ci prin sângele binecuvântat și scump al Fiului Său, glorie Domnului în veci. Sângele așadar, am putea spune, și vă citesc și din Cartea Levitic, din capitolul 17, că sub acest aspect înseamnă viață, înseamnă ispășire, înseamnă jertfă.
Levitic, capitolul 17, citesc de la versetul 11. Căci viața trupului este în sânge, vi l-am dat ca să-l puneți pe altar, ca să slujească de ispășire pentru sufletele voastre, căci prin viața din el se face sângele ispășirea. Sângele animalelor în vremea aceea slujea drept ispășire pentru viața oamenilor. Și zice Dionisie Giuchici într-o poezie, și-au ars pe altar atâți viței și atâția miei din turmă, dar într-o zi s-a prezentat și mielul cel din urmă. Luând o pâine și un pahar, simbolul ispășirii, Hristos muri pentru păcat, păcatul omenirii. Și ce frumos scrie Ioan Botezător, Ioan și scrie, zice Ioan Botezător, Ioanul cu 29, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Aici, în capitolul 16, este scris și în Levitic 23, pentru cei ce cunoaște Scriptura, că în Sfânta Sfintelor, adică înaintea lui Dumnezeu, în a doua încăpere a templului sacru, intra marele preot numai o dată pe an, în ziua a 10-a a lunii a 7-a, era ziua ispășirii, singura zi din an în care tot poporul trebuia să se smerească înaintea Domnului și prin sângele adus în acea a doua încăpere și stropit înaintea Domnului, se făcea ispășire pentru toate păcatele poporului din anul care s-a scurs. Spune aici în 16:14, să ia din sângele vițelului și să stropească cu degetul pe partea dinaintea capacului ispășirii spre răsărit, să stropească din sânge de 7 ori cu degetul lui înaintea capacului ispășirii. 7 fiind un simbol al desăvârșirii. Și spune Scriptura, trecând Noul Testament, în Epistola lui Pavel către Romani, în capitolul 3, versetul 25, pe El, adică pe Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu l-a rânduit să fie mai dinainte, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui, că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdării a lui Dumnezeu. Dar vă rog, rețineți, pe lângă faptul că sângele animalelor și apoi sângele Domnului Iisus Hristos în mod desăvârșit acoperă păcatul, îl îndepărtează pentru totdeauna, se realizează ispășirea, iertarea, Dumnezeu a vrut prin sânge să încheie cu noi un legământ. Și scrie în cartea Exodul la capitolul 24, când i-a dus Dumnezeu pe evrei pe muntele Sinai, citesc versetul 7 și 8, a luat cartea legământului, prin care Dumnezeu s-a angajat, să spun așa, în mod legal, oficial, că sunt iertați. Și versetul următor, a luat sângele, a stropit poporul zicând, iată sânge legământul pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte. Și în baza acestui legământ, evreii beneficiau, cum v-am spus, an după an, de har de la Dumnezeu să fie iertați. Dar, spune Scriptura la evrei, la capitolul 9, vă citesc cuvintele de la versetul 9, acele jerfe nu puteau duce pe cel ce se închină la desăvârșirea cerută de cugetul lui, adică evreul, dacă era sincer și conștientiza. Și zice David în Psalmul 51, dacă ai fi adus jerfe, ți-aș fi adus. El înțelegea că nu-i suficient să moară un animal echivalent pentru el. Știa că trebuie să fie ceva mai mult și așteptau ei ceva, cum a prefigurat Dumnezeu și prin jertfirea lui Isaac. Și abia prin jertfirea Domnului Iisus Hristos, inclusiv cugetul omului, primește libertatea și liniștea că minunea asta a ispășirii s-a realizat. Și scrie în continuare în Evrei 9, făcând legătura cu Vechiul Testament și cu ceea ce a realizat Domnul Iisus, versetul 18, de aceea și întâiul legământ n-a fost sfințit fără sânge. În adevăr, Moise, după ce a
rostit înaintea întregului rod toate poruncile legii, a luat sânge de viței și de țap cu apă, lână, stacojie și isop, a stropit cartea și norodul și a zis, acesta este sânge legământului care a poruncit Dumnezeu să fie făcut cu voi. De asemenea, a stropit cu sânge cortul și toate vasele pentru slujbă. Și atenție, și după lege, aproape totul este curățat cu sânge. Și fără vărsare de sânge nu este iertare. Dar deoarece chipul lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățate în felul acesta, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățate cu jertfe mai bune decât acestea, erau insuficiente cele de animale. Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Și nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși ca marele preot, care intra în fiecare an, cum v-am spus, în locul preasfânt cu un sânge care nu era al lui, fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii. S-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa, binecuvântat să-i fie numele. Și mă adaug un verset, cuvinte rostite de Domnul când a instituit cina Domnului, citesc Matei capitolul 26, versetul 28. Căci acesta este sângele meu, și despre aceasta vreau să vă vorbesc, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Rețineți aceste două idei introductive ce le-am amintit în fugă. Prin sânge se realizează ispășirea, adică se plătește vinovăția pentru păcat și tot prin sânge Dumnezeu a instituit un legământ, a inițiat un legământ, este un har ce se oferă de o parte în favoarea celeilalte, nu este ca un contract care are condiții bilaterale. Legământul este inițiat de Dumnezeu în favoarea noastră. Aș vrea acum să intrăm într-o parte practică a ce a realizat ispășirea, a ce beneficii decurg din acest legământ. Dar înainte de a menționa patru lucruri care le am pe inimă pentru dumneavoastră, vreau să vă citesc ceva din Efeseni 1, care este o rugăciune. Pentru ca ceea ce voi spune în continuare să putem înțelege. Efeseni 1, de la versetul 17. Și asta să vă fie ca o rugăciune în înțelegerea lucrurilor profunde, mărețe, care le-a realizat Dumnezeu pentru noi. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui, să vă lumineze ochii inimii, să pricepeți care e nădejdea chemării Lui, care e bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi credincioși și nemărginită mărimea puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești. Ca să pricepem noi aceste adevăruri, este nevoie ca Duhul lui Dumnezeu să ne lumineze mintea. Știți ce s-a rugat Domnul Iisus odată, scrie în Matei 11? O zis, Tată, te laud că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și le-ai descoperit pruncilor. Căci pe Dumnezeu nu-L pricepem prin filozofie. Dumnezeu nu poate fi descoperit în mod empiric, în laborator. Dumnezeu poate fi întâlnit și văzut numai dacă El ni se descoperă. Și să-I mulțumim pentru aceasta. Spunea Domnul când vorbea oamenilor în pilde, ferice de urechile voastre că aud și de ochii voștri că văd. Doamne, îți mulțumim că ne Te-ai descoperit. Fă-ne să pricepem măreția lucrărilor Tale, care privesc nu doar viața de aici, eternitatea, ceva ce oamenii și-ar dori, dar nu pricep. Așadar, ce beneficii ne-a adus nouă ispășirea, încheierea unui legământ al lui Dumnezeu cu omul? În primul rând, prin aceasta ni s-a adus iertare, sfințire, răscumpărare și pace, să le luăm pe rând. În primul rând, sfințire.
Sau dacă vreți, ce înseamnă a sfinți? A curăța, a spăla. Spune la 1 Corinteni, capitolul 6, vă citesc de la versetul 9, sunt enumerate aici câteva stări de păcate. Nu știți că cei nedrepti nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Și enumeră. Păcătoși, hai să nu-i pomenim. Dar strecuți și lacom și defăimători și hoți și alții. Versetul 11. Și așa erați unii din voi, atenție, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost ocotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Mulțumim, Doamne! Să vă citesc alte versete care prezintă acest adevăr, scrie Apostolul Pavel la Efeseni, la capitolul 1, unde spune că Domnul Iisus Hristos a fost din veșnicii, El a fost înainte de Adam. Dumnezeu întâi a prezentat acolo în planul său răscumpărarea și apoi a început creația. Domnul Iisus n-a fost așa o anexă la căderea omului în păcat, ci un proiect inițial. Și spune aici, în versetul 4, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeirea lumii să fim sfinți. Dar noi între timp ne-am murdărit, am păcătuit. Și spune Scriptura aici, versetul 7, că în El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. V-ați simțit vreodată așa păcătoși? Spunea o tânără de la Cluj la noi în biserică, era membru în biserică, dar n-avea bucurie. Se irita, se supăra, era nemulțumită de felul în care arăta, de realizările ei. Și a zis, i-am văzut pe alții că au altă stare, ce-i cu mine? Și i-a spus unui slujitor și acesta i-a zis, tu te-ai mărturisit Domnului, ai primit iertare, ești liberă? Și a zis, bine, am să-mi notez, să n-am emoții. Și a notat pe o foicică ceva și la un moment dat spune, Doamne, dar nu eu definesc ce-i păcat și ce nu-i păcat. Spune-mi Tu, Doamne, că vreau să mă despovăresc. Și a constatat că foaia aceea e prea mică și a luat una mai mare și tot a rămas mică. Și apoi a luat una așa mare, coala a patru, scris-o pe o parte și pe alta. Și s-a părut că e așa murdară, mărturisea ea plângând în adunare, mă vedeam murdară și pe din afară și pe dinăuntru. Și ce era mai înfiorător, îl vedeam pe Dumnezeu că se uită în sfințenia Lui la mine. Și a izbucnit în plâns mai tare și a sunat pe un frate și a zis, sunt pierdută! Ce a zis Isaia când a văzut sfințenia lui Dumnezeu? Sunt murdar pe buze! Și fratele a înțeles și a zis, Dumnezeu a început lucrarea în viața ta. I-a zis, deschide Biblia și citește la 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelejuire. Să-i mulțumim pentru aceasta. Odată la o săptămână de evanghelizare au participat doi colegi. Unul s-a predat în prima seară, celălalt numai în ultima seară. Și acum discutau amândoi ca doi pocăiți. Băi, de ce nu ne-am predat deodată? Și cel ce s-a predat în prima seară, deci spun eu de ce. Eu m-am văzut mai păcătos decât tine. Eu am fost ca un om cu șalopetele rupte și murdare și când am văzut că se dau haine noi, ne-am dezbrăcat pe loc. Tu n-aveai decât niște pete așa pe sub soară și te-ai gândit că nu se văd, dar toți aminteai că ți-i murdară haina. Că așa sunt oamenii, unul datorează 500, altul 50. Dar e vreunul care n-are păcat? Să facem și noi o poză la un sfânt. Nu! No. Noi toți am fost mai mult sau mai puțin vinovați, murdari, dar ne-a curățat sângele lui Iisus Hristos. Spune profetul Ieremia, poți să te speli cu silitră, cu sodă, nu iese păcatul. Dar în fața Domnului iese toată vinovăția. Picură sângele acesta, binecuvântat să fie Domnul care ne curăță. Cineva tot nu scăpa de gândul ăsta, ore, am fost eu spălat sau n-am fost spălat? Mai am vreo vinovăție? Și într-o noapte a avut un vis interesant, se făcea că oamenii stăteau la rând, fiecare cu dosarul lui, că păcatele nu se prescriu, adică după vreme să se șteargă din evidență, astea rămân, cum zice profetul, sunt lipite de oase, știți că ultima dată putrezesc oasele dintr-o ființă umană.
Și a visat că unii aveau dosar mai gros, alții mai subțire. Și când ajungeau la ghișeu în fața Domnului cu smerenie, fiecare primea câte un picur de sânge, care era dosarul mai gros, primea un picur mai mare de sânge, dosarul mai subțire, un picur mai mic. Și când s-a uitat el la dosarul lui, înseamnă că Domnul mă iartă și pe mine. Dar a văzut pe unul că a ieșit de acolo cu un dosar mai gros ca al lui și s-a umplut coperta de sânge. Și cum sunt oamenii curioși, Doamne, dar am fost eu păcătos de ăsta, ce-o fi făcut? Și când a ajuns, i-a zis Domnul, degeaba mă întreb că am uitat. Că așa-i Dumnezeul nostru, orice haină tăvălită în sânge, o aruncă spălându-ne cu sângele său. Pentru noi s-a făcut ispășire și asta nu-i puțin lucru. Imaginați-vă, nu doar că ați fost murdari, imaginați-vă că ați avea lepră, o identificare a păcatului, o boală care să vă aducă mizerie și în final ce este omul? Un trup în descompunere, un cadavru, dar Dumnezeu prin ispășire ne dă harul unei vieți noi. Binecuvântat să fie Domnul. În al doilea rând, pe lângă spălare, curățare de păcate, așa cum scrie și în Apocalipsa 1, a Lui care ne iubește și ne-a spălat cu sângele Său, să fie slava în vecii vecilor, ispășirea ne-a adus iertare. Vă întreb, ați fost vreodată la tribunal să fiți inculpați? Dar nu doar așa, cu vreo amendă oarecare sau penală că ați încălcat vreo lege a circulației. Cu siguranță n-a fost nimeni inculpat să fie condamnat la moarte. Plata păcatului, Roman 6:23, este moartea. Și noi prin har am fost iertați. Mă întorc să vă citesc din Coloseni, din capitolul 1, versetul 14. În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Aparent, oamenii nu simt toți păcatele. Unii chiar neglijează. Dar am auzit personal mărturii, să vă dau un exemplu, un om mai în vârstă spunea, zice, eu am văzut filme, se derulează evenimente prin fața ochilor, dar zice, când era aproape să mor, dar Dumnezeu m-a adăugat zile, nu pricep cum, într-un minut, nu, mai puțin, mi-a trecut prin față ca într-un film toată viața mea, cu toate faptele, cu toate stările și mă simt împovărat. Nu știu dacă simțit în vreun fel sau altul iertarea păcatelor, dar Scriptura ne spune, să vă citesc din Roman din capitolul 5, unde se tratează pe larg această problemă. Citim aici de la versetul 13, căci înainte de lege păcatul era în lume, dar păcatul nu este ținut în seamă câtă vreme nu este o lege. Și acum ascultați, vă citesc de la versetul, hai să ne oprim la versetul 18. Dar după cum pentru o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. Mulțumim Domnului pentru aceasta. Cum vă spuneam, să fii condamnat, inculpat și să urmezi execuția și să fii iertat. Și cum spuneam, să nu-și mai aduc aminte Dumnezeu de păcatele tale. Vă amintiți unde scrie că Dumnezeu nu obosește iertând? Spunea profetul Isaia. Și este o pildă interesantă și mi-este dat să vă spun și asta. În Matei capitolul 18 se apropie Petru de Domnul și îi zice, citesc de la versetul 21, Doamne, de câte ori să ierpi pe fratele meu? Știți de unde dezbaterea asta? Când i-a învățat Domnul pe ucenici, Tatăl nostru a spus să ne rugăm să ne ierte Dumnezeu că și noi iertăm. Și a făcut mențiunea în final pe ambele variante. Dacă ierți, ți se iartă, nu ierți, nu ți se iartă.
Și spune Scriptura, Domnul a zis, nu de 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. De aceea, vă rog, rețineți, nicio altă pildă din Evanghelie nu începe cu expresia asta de aceea. Numai asta. Adică pilda e legată de discuția anterioară. De aceea împărăția cerului se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și a dus pe unul care datora 10.000 de galbeni de talanți. E o sumă imensă, s-ar ușura bugetul unei țări cu atâția bani. Dar întreb eu, de unde a acumulat omul ăsta atâta datorie? Că e vorba de păcate, acesta e contextul. Vă amintiți spusele Domnului din Matei 12 că oamenii vor da socoteală în ziua judecății de orice păcat? Acum imaginați-vă că în varianta din Luca 11, Tatăl nostru nu scrie să iertăm, ci celor ce suntem datori. Imaginați-vă că de fiecare vorbă în plus, 5 euro. De care vorbă aspră, 10 euro. Doamne ferește, de un jurătură, 100 de euro. De o privire păcătoasă și de asta încă vreo 10 euro. Câte se adună într-o viață? Toate astea sunt datoria noastră la Dumnezeu, că scrie că dăm socoteală în ziua judecății. Matei 12:36-37. Și omul acesta urma să fie osândit și el și toți ai lui. Și a zis, s-a aruncat cu fața la pământ, s-a închinat și a zis, Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti tot. De unde? Stăpânului robului acela s-a făcut milă de el și i-a iertat datoria. Era la evrei o notificare interesantă când se plătea ultima rată. Unii aveți la bancă, nu? Știți cum venea asta. Achitat integral. Ăsta pleacă de acolo și întâlnește pe un coleg al lui care îi datora cât? 100 de lei. Măi, să fi fost de euro. Față de 10.000 de galbeni, cât e de mare diferență? Și cum s-a rugat el de stăpân? Așa s-a rugat colegul de el. Dar nici vorbă, l-a strâns de gât, l-a dus în pușcărie. S-a raportat la stăpân și stăpânul l-a chemat, i-a reîncărcat tot debitul și a ajuns în închisoare, nu pentru 10.000 de galbeni, pentru 100 de lei. Ce înseamnă asta? Că Dumnezeu când ne iartă prin sângele Domnului Iisus Hristos, are de la noi, să o numesc pretenția aceasta, să ne iertăm și noi. Aveți pe cineva pe care nu l-ați iertat. Să vă dau un exemplu. Undeva în țară, știu zona, s-a pocăit o familie, aveau vreo 60 de ani. Și așa, să fie mai operativ, păstorul i-a mărturisit pe amândoi odată. Și le întreau pe el, ai ceva de mărturisit? Apoi, ca bărbat, am mai strigat, am mai lovit, am mai luat de pe la, cum era în România, de pe la frabică. O întreau pe ea, dumneata, ai ceva de mărturisit? Apoi și eu, ca femeie, am mai bătut din gură, am mai scuns ceva de bărbat, am mai făcut. Dar odată m-a înșelat satana cu unul. Să întoarce bărbatul spre ea, tu, ce ai făcut? M-ai înșelat. Asta plângând, poți să ne mărturisim și cred că Domnul m-a iertat. Dar el a ținut-o minte și mi-a amintea din când în când. După vreo 10 ani, au murit amândoi. Ultimul lor copil s-a căsătorit după ce i-au plecat. Și într-o zi, așa ca un copil, să zicem, rămas orfan, s-a rugat și a zis, Doamne, m-aș fi bucurat să fie tata și mama la nunta mea. Dar mă bucur că îi voi întâlni în cer la nunta ta. Și nu trece mult, visează noaptea că se întâlnește cu tatălui și îi spune exact cum a zis el cuvintele ce vi le-am relatat. Și tatăl său îi spune, dragul meu, cu mama te întâlnești, dar cu mine îi bai, m-a băgat la un loc cu cei ce nu vor să ierte. Mă, eu numai după un vis nu fac doctrină, dar versetul 35 de aici spune așa, tot așa va face și tatăl meu cel ceresc. Dacă fiecare din voi nu iartă, din toată inima pe fratele său. Tata a hotărât să ne ierte prin fratele mai mare și îi mulțumim pentru aceasta. Mare har avem prin sângele Domnului Iisus Hristos. Cum s-a întâmplat toată pe vremea comunistă că îi urmărea să nu se adune în afară de orarul de biserică și odată frații au întârziat un polițist răuvoitor, a ieșit în cale, de unde veniți? Voi veniți de la biserică, nu? De la adunare? Da, așa Domnul a dat înțelepciune la unul că scrie că Duhul Sfânt îți dă atunci ce să spui și spune, stai să-ți povestesc tovarășul milițian cum era atunci. Noi suntem mulți frați
Și avem un frate mai mare care a murit. Și noi acum ne-am întâlnit ca să împărțim moștenirea. Nu am scuzat condoleanțe. Și le-a dat drumul. Că într-adevăr totul ni se trage de la fratele nostru mai mare, slăvit să-i fie numele. Prin sângele lui, v-am spus, suntem spalați, suntem sfințiți, auzi? Sfinți? Așa scrie. Pavel a adresat epistola către Filipeni la sfinți, nu? Și nu orice sfinți, sfințiți de sângele Fiului Dumnezeu. Iertați de Dumnezeu, scrie în Roman, Dumnezeu îi socotește neprihănit. Cine va ridica pâră? Să vină cineva la contestație și să discute cu Domnul la cruce, unde a biruit toți demonii, cum scrie în Coloseni 2, slăvit să fie Domnul în veci. În al treilea rând, ce mai beneficiem noi de pe urma ispășirii? Am citit, recitesc Efeseni 1:7, spune apostolul aici, în el avem răscumpărarea. Prin sângele lui, cum am spus deja, iertarea păcatelor după bogățiile harului său pe care l-a răspândit din belșug peste noi, așa mai departe. Ce înseamnă răscumpărare? Știți, la evrei era sistemul de răscumpărare. Ai pierdut ceva că nu te-ai administrat bine și aveai ocazia să răscumperi dacă puteai plăti prețul. Dacă nu, în anul al 50-lea reveneai în posesia inițială. Noi n-aveam cu ce să plătim. Dar a venit Domnul și a plătit, și acum mă întorc la textul ce l-am citit, cum este numit în Petru sângele Domnului Iisus Hristos? Sângele scump. Scriem Psalmul 49 că răscumpărarea sufletului așa de scumpă că nu se face niciodată și bogații n-au bani cu ce să o plătească. Eu mai spun uneori la înmormântări. Unii cred că faptele lor ar cântări cumva să balanceze păcatele. Faptele noastre de o viață nu plătesc ce ne dă Dumnezeu într-o zi. Soare, sănătate în toate organele trupului, har, condiții de viață. Că Dumnezeu e prea bun, scrie în Psalmul 59, slăvit să fie în veci. Și a plătit Domnul Iisus prețul acesta pentru noi, răscumpărare. Și mulțumim din toată inima. Așa am citit în Apocalipsa 5:9, vrednic este mielul care a răscumpărat cu sângele său și îi mulțumim pentru această lucrare binecuvântată. Și toți suntem, spune Pavel când ajunge la Milet și discută cu prezbiterii din Efes, fapte 20:28, să păstoriți cu grijă turma pe care a câștigat-o Domnul Iisus cu sângele său. Mulțumim Domnului pentru aceasta. S-a plătit pentru noi un preț binecuvântat, mărit să fie Domnul. Știți, în perioada când s-a abolit sclavia, secolul XIX, în America, a fost multă trudă pentru asta și se spune că unul care nu mai era adeptul sclaviei s-a dus într-o piață de sclavi, s-a oprit în dreptul unui sclav feroce și a plătit prețul vechiului proprietar și a zis, dezleagă-l, dacă îl dezleagă, îl scap. S-a luat banii ce mai dorește. Omului s-a părut de neînțeles că încă nu se abolise în mod oficial în acea zonă sclavia, de aia era încă piața în vigoare. Dar când s-a văzut liber, a fugit. Umblat prin piață pentru prima dată, așa, liber, dar cu ochii și-a urmărit pe cel ce l-a cumpărat și l-a întâlnit. Auzi, pui poliția pe urmele mele, a spus, nu, ești liber. Liber? Da, ești liber. Și s-a tot plimbat, s-a învârtit și a urmărit omul care l-a cumpărat. Și spre sfârșitul pieței s-a dus la el și a spus, am o rugăminte, ia-mă cu tine acasă, n-am unde să mă duc. Dragii mei, Domnul Iisus ne-a răscumpărat și vă citesc din 1 Corinteni, capitolul 6, cuvinte. O, dacă le-am înțelege, cum am spus înainte de a-mi pricepe asta. 1 Corinteni 6:19, nu știți că trupul vostru e templu Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț, sângele scump. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Dragii mei, la botez, că sunteți botevați, ați fost îngropați și ne-am ridicat de acolo, spune în Roman 6, la o viață nouă pe care ar trebui să o trăim pentru Dumnezeu.
Odată pe tren mergeau niște tineri și erau patru în compartiment. Trei se cunoșteau, al patru era un pocăit. Și zic, hai să joci cu noi cărți. Și ăsta spune, nu pot. Nu-i problemă, te învățăm noi, nu-i greu. Nu pot. Dar cum nu poți? Nu pot folosi mâinile la așa ceva, o scuze. N-am știut că ai vreo problemă de sănătate. Nu, slavă Domnului, n-am vreo problemă de sănătate. Dar atunci cum nu-ți poți folosi mâinile? Nu mai sunt ale mele. Trupul acesta aparține Domnului Iisus Hristos, l-a cumpărat El. Și spune Roman 6 în continuare, și după cum înainte v-ați dat organele, mădularele, scrie acolo, păcatului, dați-vă acum pe voi înșivă, ca vii din morți ce erați. Aparține viața noastră lui Dumnezeu? Am fost cumpărați, am fost răscumpărați. Amintiți-vă de Rut. Era văduvă, străină, săracă. Și a zis Boaz într-o zi că și acolo e un simbol frumos. Vreau să răscumpăr ce este a lui Naomi, a lui Elimelec, soțul Naomi. Și vreau să cumpăr și pe Rut, moabita. Și dintr-o dată, dintr-o femeie ce aduna spice după secerători, a devenit proprietara alături de Boaz al pământului. Că Domnul nostru va fi mirele nostru și împarte cu noi moștenirea. Că împreună cu El, spune Scriptura, că Dumnezeu ne va da toate lucrurile, mărit să fie Domnul. Înțelegem noi procesul acesta al răscumpărării. Că am fost curățați și spălați, este frumos, să nu ne mai acuze nimeni de mizeria noastră. Că suntem iertați, suntem bucuroși, să nu mai fim vinovați, să nu mai apărem în fața judecății lui Dumnezeu. Spun aici un vis al unei tinere din zona Făget. Așa venea și ea la biserică, dar se mai juca cu pocăința. Și într-o noapte de Dumnezeu, un vis interesant, se făcea că stătea în cimitir cu altă tânără de la adunare, dar asta pocăită pe de adevăratele, cum spunem noi. Și dintr-o dată așa aud un sunet plăcut de trompetă, moment de răpire, se ridică tânăra asta spre cer, se deschid morminte din colțul de cimitir unde erau pocăiții, în vis se uite spre sat, pleacă și de acolo, s-au dus, s-ai Domnului, scumpărați. Moartea e doar așa o custodie temporară. Și nu trece mult în visul ei și sună așa ca o alarmă și ea și toți ceilalți compară în fața lui Dumnezeu pe o câmpie întinsă la judecată. A chemat pe câțiva înainte, o cheamă pe ea, judecată. Ai vorbit nepotrivit cu mama, nu ți-ai cinstit părinții, ce ai vizualizat pe telefon? Și știa că e vrednică de moarte. Când s-a trezit din vis copila, a scris un material, ne l-a dat să-l publicăm într-o revistă, bucuroasă că Dumnezeu de-a arătat așa o scenă de vis, ce-ar fi să nu fie iertat. Și ce har vor avea cei răscumpărați care pleacă la Domnul. În Austria am avut un vis cu ani și ani în urmă. Eram puțin bolnav și uneori când suntem bolnavi, Dumnezeu vorbește mai bine cu noi. Se făcea când viază murți, așa țâșneau din mormânt ca apa din fântânile arteziene și eu ziceam, în vis, Doamne, pe noi nu ne iei? Și am auzit versetul din unde sau în 4, nu vă luau înaintea celor adormiți. Și într-o dată am început să ne lățăm așa și noi, așa, așa frumos, pluteam spre cer. Visul a avut și altă parte, numai cu asta v-am spus, așa să vă fac curioși cum va fi când vom fi ai Domnului și vom pleca spre El, că ne-a răscumpărat. Îi aparținem, mărit să fie Domnul. Și în al patrulea și ultimul rând, ce vreau să vă spun, spune Scriptura în ce privește realizările ispășirii, vă citesc din Coloseni, capitolul 1, versetul 20, spunea Apostolul Pavel aici, hai de la 19, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine, atât ce este pe pământ, cât și ce este în cerul, făcând pace prin sângele crucii Lui. Dumnezeu a fost supărat pe noi, mâniat. Și prin sânge ne-am păcat, cum spune și în 2 Corinteni 5. Suntem trimiși lui Dumnezeu și vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Ce frumos spune
fratele Costache Ioanid într-o poezie, în fața slavei sclipitoare, în ceasul lumii cel mai greu, acei ce au dat pe sfinț la fiare, vedea vor forța creatoare, eu voi șopti cu adorare, e Tatăl meu. Ne-am păcat, spune Romanul 1. Avem pace cu Dumnezeu în această, Roman 5 cu 1, stare de har. Ai pacea asta în inimă, așa. Hai să vă citesc un verset frumos despre pace. Îmi pare, e foarte interesant, spune Apostolul Pavel, scrie în Tesalonicenilor, în 2 Tesaloniceni 3 cu 16, însuși Domnul păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel. Amin? Rețineți, prin Domnul Iisus am fost spălați, sfințiți, am fost iertați, am fost răscumpărați și avem pace cu Dumnezeu. Toate astea s-au realizat la Golgota. Și ce frumos spune fratele Petru Cârdei într-o poezie, dați-mi voie să vă recitesc câteva versuri din poezia Golgota. La cruce Dumnezeu și omul se întâlnesc și se împacă. Aici este aerodromul cu pasagerii care pleacă. Din nou spre casa părintească, Edenul care l-am pierdut. Hristos vrea să ne mântuiască, să fim din nou ca la început. Aici nu e Eva vinovată, nici șarpele acuzat mereu. Oglinda crucii ne arată că devenim la judecată. Erai și tu? Eram și eu. Dar glorie și osanale să fie aduse acelui cine a ieșit la toți în cale și vina mea și a dumitale, el a luat asupra lui. A trebuit ca el să moară și să ne scape din infern, iar viața aceasta care zboară și în țărână ne coboară, când va veni a doua oară, să o prelungească în etern. Golgota este un atestat în marea luptă ce s-a dat, atunci pe dealul căpățânii ca să salveze toți păgânii. Golgota este monumentul celui mai mare sacrificiu spre a contempla în tot momentul. Golgota este amintirea celui nume glorios, ce salvează omenirea și realizează mântuirea, Emanuel Iisus Hristos. El s-a lăsat zdrobit de lider, legat la stâlpul infamiei, să ne facă pe noi liberi, descăsușați de orice robie. Golgota e tronul libertății, toți gravităm în jurul ei, o stea în centrul galaxiei ce a răsărit pentru iudei, mărit să fie Domnul. Și închei, citindu-vă dintr-un cuvânt ce îl citim noi la cina Domnului 1 Corinteni 11 cu 27. Iar oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea din sângele legământului, prin credință evident, dacă o va face în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Dragii mei, omenirea nu va fi condamnată pentru că a păcătuit, căci toți au păcătuit, Roman 3 cu 23. Oamenii vor fi condamnați prin atitudinea lor față de Domnul Iisus Hristos, de acceptare sau de respingere. Și spune în Evrei, capitolul 10, versetul 29, un cuvânt greu, dacă în Vechiul Testament oamenii puteau fi condamnați la moarte călcând legea pe mărturie a doi sau trei martori, cu cât mai aspră pedeapsă crezi că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va păngări sângele legământului care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Nu știu câți dintre dumneavoastră aveți legământ încheiat cu Domnul. După cum nu știu câți dintre cei ce aveți legământ că în baza botezului putem participa la cina Domnului, o faceți cu solemnitatea unei vieți corespunzătoare. Dar eu mă simt dator, în modul cel mai solemn, să vă spun că Domnul Iisus Hristos este prezentat în Scripturi ca mielul lui Dumnezeu, dar în Apocalipsa apare mânia mielului. Și n-aș vrea ca cineva să se facă în vreun fel vinovat. S-a întâmplat ce vă spun în Australia. Era o soră credincioasă, soțul nepocăit. Venea din când în când la adunare, poate la sărbători și în momente speciale. Dar nu s-a predat, avea afacerea lui. În schimb mai dăruia bani pentru biserică.
Dar toate până într-o zi când s-a îmbolnăvit și după analize a rezultat că o boală nemiloasă a intrat în trupul lui. A căzut în curând la pat, frații l-au vizitat și au spus: Domnule, nu trebuie să te mai învățăm că le știi. N-ai vrea să încheie legământ cu Dumnezeu? Omul printre suspine a zis: credeți că eu nu m-am gândit la aceasta? Dar azi noapte sau într-o noapte, spune el, am avut un vis. Se făcea că a apărut în fața mea o ființă cerească și știam că e Domnul Iisus Hristos. Avea pe braț o haină și în palmă o cunună. Și mi-a zis, reamintindu-mi: ți-amintești când ți-am vorbit? Știi când ai fost chemat? M-ai respins sistematic, m-ai tratat cu indiferență. Am vrut să ți le dau, dar nu ți le mai dau, că m-ai respins. A zis, mi-a întors spatele și m-am trezit. N-ar rost să mă botezați, ați face-o degeaba. Ce trist! Să ai cunoștință de un asemenea har, să știi că un astfel de sânge scump s-a scurs și pentru tine și totuși să trăiești cu indiferență în continuare. Dacă ai fost spălat, nu-ți mai permite să te murdărești niciodată. Știi ce înseamnă asta? Să mai curgă o dată sânge pe cruce, a curs numai o dată și e suficient. Ne-a spălat să trăim o viață curată, nouă. Ai fost iertat și nimeni nu-și mai aduce aminte de păcatele tale, dar nu-ți permite să mai trăiești în păcat. S-ar putea să apară greșeli, suntem oameni, dar când scapi o vorbă nepotrivită să spară, nu că-și cade tavanul pe tine, că-și cade cerul pe pământ. Și de-aia Fiul Dumnezeu stă la dreapta măririi pentru greșelile inerente să fim iertați și să-și arate mila față de noi. Vedem să tratați cu toată seriozitatea, cu toată sinceritatea, cum s-a întâmplat într-o biserică. E vorba de bunicii unei ființe care este aici și știu povestea din gura lor. Nu-i poveste, e povestire. Era o zi de joi seara. Fratele era un bun predicator. Era în comitetul bisericii. Și așa s-a întâmplat la slujba aceea că n-a fost nimeni din conducere, singur el din comitet. Toți spuneau: frate, du-te, condu slujba, las că vin alții, dar n-a mai venit. Așa le-a potrivit Dumnezeu. Dar du-te, frate, că n-are altcineva cine, o biserică la țară, nu foarte mulți. S-a ridicat și a zis: ce să vă spun? Hai că vă spun. Am avut un schimb de vorbe cu soția, m-am certat înainte de adunare. Hai, rugați-vă pentru noi, altceva n-am să vă spun. Ia de dincolo. El o zi mai întâi: dragă, mă ierți? Ia de dincolo. Dar tu mă ierți? Plângeau amândoi. S-a rugat toată adunarea pentru ei. Putea să meargă să predice, așa-i? Dar la ce ajută asta? Să fii un fals în biserică. Să nu spui la nimeni că ești bolnav. Unii se tem că dacă spun păcatele, când ar putea să fie iertate, se află. Și eu întreb, cum ar fi mai bine? Să știe toată Austria de ce ai suferit și să trăiești, sau să nu știe nimeni de ce ai murit? Gândiți. Mai bine să știe, nu Austria, toată lumea, dar să știe că am viață și asta pentru vecii vecilor. Dumnezeu să ne ajute astăzi și în mod deosebit la cina Domnului, când comemorăm acest act măreț, când pomenim. Asta greșeau corintenii. Ei se adunau la gândul că mănâncă o masă împreună și cina Domnului era ultima prăjitură din meniu. O spus nou, aprofunda subiectul. Gândiți-vă ce vi s-a făcut. Cum s-a întâmplat undeva în Africa, un misionar a dat unui african să citească, era singurul între ei care nu era analfabet. Și spune: auzi, eu citesc, dar eu fac țigară din foaia de Biblie. Spune: băi, te las să faci țigară, dar citești mai întâi să audă tot tribul, pe limba ta, să le traduci. Și a spus: bine. Și a fumat foaie după foaie. Dar când a ajuns la Ioan 3:16, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, am păturat-o, dar n-a putut-o să o fumeze. Cum adică Dumnezeu ne iubește pe toți? Și-a dat Fiul Său? Și-a curs sânge de Dumnezeu pe acest pământ, ca să-mi atingă și ființa mea
și să devenim și noi fii de Dumnezeu răscumpărați pentru eternitate. A fost ceea ce l-a oprit din starea lui de păcat. A fost și el sfințit și mântuit, că acesta e Dumnezeul nostru că ne iubește pe toți. Vin cu două versete drept urane pentru dumneavoastră în încheiere și mulțumim că ne-ați primit cu drag. V-aș dori să ne întâlnim acolo, dincolo, în sfânta și binecuvântată împărăția Domnului. Citesc Evreii, capitolul 13, versetele 20 și 21. Și v-aș îndemna să le recitiți acasă. E o orare măreață. Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului celui veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus Hristos, marele păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin.